Am să citesc doar câteva cuvinte din 1 Corinteni 12, doar prima propoziție din versetul 12, care se referă la darul de a face minuni sau puterea de a face minuni, iar apoi mai citesc din Fapte 2 cu 43. Fapte 12 cu 10, prima propoziție spune altuia puterea să facă minuni. Suntem în lista aceea de daruri ale Duhului Sfânt. Apoi în Fapte 2, 43 spune fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile pentru următoarele minute. Prima dată m-am gândit că din greșeală, dar nu din greșeală, pentru că Domnul mi-a pus pe inimă lucrul acesta, dar tehnic ar fi o greșeală, pentru că textul acesta e de duminica trecută. Și când mi-am dat seama că e de duminica trecută, am zis, oare n-o să repet mesajul? Și am întrebat și pe fratele Sorin și pe fratele Simon Lazar, mă, ce ai predicat duminica trecută, că nu vreau să repet predica. Și a zis, nu, n-am predicat subiectul ăsta. E bun, până aici e bine. N-am vorbit cu fratele Flaviu să văd ce va predica el. Zic, mă, dar ce va predica el acum seara? Și acum seara văd că el a predicat textul din calendar, nu ăla din duminica trecută. Și am zis, interesant că și până lucrurile care nouă ni se par că sunt greșeli omenești, sunt rânduite de Dumnezeu, pentru că în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, El vrea să vorbească cu noi. Deci în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc un mesaj pe care l-am intitulat Realitatea minunilor. Realitatea minunilor. Cred că și dimineață tinerii au cântat cântarea și de fapt și eu și soția m-am trezit dimineață cu cântarea Tu ești Domnul minunilor. Nu știu dacă o aveți pregătite, poate că o cântăm la final. Tu ești Domnul minunilor. Vreau să mai împărtășesc cu dumneavoastră câteva versete din Faptele Apostolilor, care sunt importante. Le citesc succint, dar vreau să fiți atenți. Fapte 4 cu 30. Și întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. Fapte 5 cu 12, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Fapte 6 cu 8, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Fapte 7 cu 36, el i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu, 40 de ani. Fapte 14 cu 3. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Și apoi ultimul, fapte 19 cu 11, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Ce este o minune? Cum vedem noi o minune? Ce înțelegem noi dintr-o minune? Cum definim o minune? Am căutat o definiție simplă pe care am notat-o și am spus așa. O minune este manifestarea unei puteri supranaturale prin care se suspendă sau Dumnezeu suspendă sau schimbă sau anulează legile naturii. Asta e o minune. Minunea, oarecum, tehnic, este diferită de vindecare, deși că vindecarea, prin excelență, este o minune. Dacă Dumnezeu vindecă pe cineva în mod supranatural, noi zicem că Dumnezeu a făcut o minune și este o minune. Dar acum, din punct de vedere tehnic, dacă ar trebui să le separăm, vindecarea e vindecare și minunea este o lucrare supranaturală care are de-a face cu altceva, nu neapărat cu o vindecare, ca să le separăm dacă ne interesează lucrul acesta, dar nu este chiar așa de important. Minunea este sinonimă cu semnul, cu un semn. Minunile au menirea să fie niște semne pe drum, niște indicatoare,
când te pornești la un drum, îți place din când în când sau la o intersecție să apară câte un semn. Să știi dacă mergi bine sau să știi pe unde să mergi. Un semn sau o minune este indicatorul sau confirmarea că drumul pe care mergi este bun. Acum întrebarea se pune, de câte semne sau minuni are nevoie un om în viață ca să fie credincios, ca să slujească lui Dumnezeu? Și asta cred că diferă de la persoană la persoană, pentru că nu toți oamenii sunt la fel. Unii spun așa, de când Dumnezeu mi-a transformat inima și viața, de când m-a înnoit, m-a iertat, m-a mântuit, eu mă încred în El cu toată inima și cu toată viața mea, eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu n-am nevoie de minuni ca să cred mai mult, pentru că eu cred, eu sunt stabil în credința mea și mi-am încredințat soarta și viața în mâna lui Dumnezeu. Și sunt oameni care nu sunt flămânzi sau doritori sau căutători de minuni. Alții vor ca Dumnezeu să demonstreze, ispitesc pur și simplu pe Dumnezeu, sau vor ca Dumnezeu să demonstreze ceva. Oameni fără Dumnezeu, fără credință, care ei îl pun la încercare pe Dumnezeu și ei zic, dacă tu ești Dumnezeu, tu să faci așa sau așa sau așa. Oameni cu care Dumnezeu n-are nimic a face. Unii alții spun că nu mai sunt minuni sau că Dumnezeu nu mai lucrează pentru că noi nu suntem așa cum ar trebui să fim sau pentru că noi nu credem. Ori că nu mai sunt minuni deloc pentru că s-au terminat, asta spun unii, ori că Dumnezeu nu mai face minuni pentru că noi nu suntem pocăiți sau pentru că noi nu credem. Frați și surori, evangheliile conțin aproximativ 37 de minuni. Aici se includ vindecări, eliberări, învieri din morți, apă transformată în vin, înmulțirea pâinilor, prinderea peștilor, liniștirea furtunii și așa mai departe. În Faptele Apostolilor sunt aproximativ 20 de minuni specifice și 9 mențiuni de grupări de minuni. Perioada aproximativă de 30 de ani în Faptele Apostolilor. În Vechiul Testament sunt înregistrate aproximativ 80 de minuni. Multe minuni au fost unice și nu s-au mai repetat în istorie. Și depinde de modul în care calculează oamenii minunile, ele sunt mai multe sau mai puține. De exemplu, creație, în creație, câte minuni au fost în creație sau la creație? Au fost 7 minuni, în fiecare zi a fost o minune sau o singură minune? Sau în fiecare zi a creației au fost mai multe minuni? Deci depinde aici cum vrei să le calculezi. Dar eu am luat așa o cifră rotundă. Deci cam sub 150, 130, 140, sub 150 de minuni prezentate în Scriptură pe o perioadă de vreo 4.000 de ani care e acoperită de Scriptură. Putem să declarăm că Scriptura este o carte a minunilor. Dumnezeu de-a lungul istoriei a făcut minuni. Minunile sunt lucrări supranaturale care n-au explicație omenească, pe care nu poți să le înțelegi cu mintea și să le explici. Căutăm noi să le explicăm, dar nu putem. Cum să explici umblarea pe mare? Na, explică. Dumnezeu a anulat, prin puterea cuvântului, forța gravitațională. Petru a pășit afară din corabie și a călcat pe apă. Explică lucrul ăsta. Ce s-a întâmplat acolo? Nu-i geabul meu să explic. Îi las pe ăștia care sunt în laboratoare să caute să explice ei. Geabul meu e să citesc Biblia și ca om care mă încred în Dumnezeu să spun, îi mare Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. N-avem explicație. Cum a răcit Dumnezeu cuptorul cu foc pentru tine? Și n-au ars, nu s-au afumat măcar hainele sau perii din cap. Cum se explice asta? Ce termostat are Dumnezeu? Ce acces are Dumnezeu în cuptorul ăla cu foc? Nu pot să explic. Dar tocmai asta e o minune.
În minuni nu cred decât oamenii care cred că Dumnezeu e supranatural, că Dumnezeu există și că Dumnezeu poate face orice. Numai aceea pot să creadă în minuni. Și adevărat, la ora actuală, se duce o luptă, chiar în urmă cu câteva luni de zile am citit un articol la Harvard. Există o echipă de oameni de știință, oameni foarte bine pregătiți, care au pus împreună un document. Nu știu cât de departe vor merge cu ei, el, și mă gândesc că nu o să reușească foarte departe. Dar după analiza lor, oamenii care cred în Dumnezeu, într-un Dumnezeu supranatural și în puterea supranaturală a lui Dumnezeu, au probleme cu mintea. Au probleme cu mintea. Și îi spun, un om normal nu poate să creadă așa ceva. Repet, nu știu ce o să facă cu documentul ăsta. Nu știu dacă o să vină cu el la școală, nu știu dacă o să ajungă la government, nu știu dacă o să meargă la alte instituții, nu știu ce se va întâmpla. Dar nu m-aș mira dacă Domnul nu vine în 20, 30, 40 de ani credincioși și să fie etichetați ca și nebuni. Mă, ăștia au probleme cu mintea, ăștia sunt dereglați. Acum noi suntem, cel puțin noi credem despre noi că suntem oameni normali. Adică oameni cu judecata la loc. Dar în mintea unui om cu judecata normală este loc pentru un Dumnezeu supranatural. Este loc pentru minuni. Deoarece nu există nicio altă explicație care să satisfacă nici mintea, nici sufletul cu privire la creație și cu privire la tot ce s-a întâmplat în istorie. Numai Dumnezeu. Scriptura este adevărată, Dumnezeu există și Dumnezeu n-are nevoie să demonstreze la nimeni nimic. Așa începe și Biblia. Nu vă place cum începe Biblia? Biblia nu începe cu intenția de a demonstra ceva. Biblia începe foarte simplu. La început Dumnezeu. Că El a fost înainte de noi. Și El a început istoria și El încheie istoria. Cine suntem noi ca să credem că am fi ceva? Noi ne încadrăm în categoria oamenilor care credem în Dumnezeu și credem într-un Dumnezeu al minunilor. Evreii, prin excelență, au fost căutători de minuni. Asta ne arată 1 Corinteni 1 cu 22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Și grecii caută înțelepciune. Și am tras concluzia că și în biserică sunt astea două, avem evrei și greci. Și nu-i niciunul mai pocăit sau mai sfânt ca și celălalt. Avem evrei și greci în biserică. În biserică sunt oameni care umblă după predicatori. Pentru că ei caută înțelepciunea, ei vor să învețe, ei sunt flămânzi. Să li se destăinuie cuvântul, să li se explice cuvântul. Și este o altă categorie de credincioși care sunt iudeii, care caută minuni, caută proroci, caută văzători, caută oameni pe care cred ei sau pe care chiar îi folosește Dumnezeu, pentru că sunt flămânzi după minuni. Unii sunt flămânzi după înțelepciune, după cunoaștere, și alții sunt flămânzi după minuni. Apostolul Pavel nu se ocupă mult de subiectul ăsta, să-i condamne pe unii sau pe alții, doar face o afirmație vis-a-vis și de unul și de altul. Noi ar trebui să fim oameni echilibrați, noi ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este înțelepciunea desăvârșită, frica de Domnul începutul înțelepciunii, și când îl ai pe Dumnezeu, le ai pe toate celelalte. Noi să fim flămânzi după Dumnezeul care face minuni. Noi să-L căutăm pe Dumnezeu care intervine, mai mult decât minunile în sine, să-L iubim pe Dumnezeu. Acum, câteva gânduri despre minuni. Există minuni unice. Există în Scriptură minuni unice, adică s-au făcut o singură dată, nu s-au mai repetat și nici n-am auzit să se fi repetat vreodată, dar sunt minuni. Cum ar fi creația? Creația s-a încheiat. Dumnezeu a făcut lumea și universul la început. Și în a șaptea zi s-a odihnit, a terminat. Nu mai repetat
lucrul acesta. Și nu s-a mai repetat în istorie. Cei care sunt în real estate, ei spun, mă, cumpără pământ. Dacă vrei să faci o investiție bună, cumpără pământ. Că de la creație nu se mai face pământ. Cât îi, atâta e. Și va fi criză. Într-o zi va fi criză de pământ. Creația e una din minunile unice care nu s-au mai repetat. Despărțirea Mării Roșii. Marea Roșie s-a despărțit înaintea poporului lui Israel. Lucru care nu s-a mai repetat. S-a despărțit Iordanul, dar nu Marea Roșie. Soarele și luna s-au oprit la rugăciunea lui Iosua. Apă din stâncă a țâșnit la lovirea toiagului lui Moise. Cei trei tineri în cuptorul cu foc. Și dacă mergem în mod special în minunile Vechiului Testament, cele mai multe dintre ele sunt unice. S-au întâmplat o singură dată și nu s-au mai repetat. Dumnezeu a făcut alte minuni, dar acelea nu s-au mai repetat. Fiecare au confirmat că Dumnezeu este atotputernic. Asta face o minune unică. Când auzi ceva și zici, mă, așa ceva n-am mai auzit. Mesajul pe care îl transmite minunea respectivă este că Dumnezeu e atotputernic. Și toată Scriptura, prin minunile săvârșite, declară că Dumnezeu e atotputernic și face tot ce vrea. A doua categorie de minuni. Minuni care au confirmat divinitatea Domnului Isus. Matei 9:6. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Fac o paranteză aici. Țineți minte care era dialogul între oameni vis-a-vis de iertarea păcatelor? Care era dialogul? Cine poate să ierte păcatele? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Ce face omul ăsta e un fel de blasfemie, un fel de bajocură. Ceva nu e în regulă aici, spuneau oamenii. Și Hristos Domnul a săvârșit o minune. De ce? Ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Și slăbănogul s-a ridicat sănătos și a luat patul și a plecat acasă. Și oamenii au zis, ăsta-i Dumnezeu. Cei care au vrut să creadă au avut dovadă acolo. Nu toți au crezut. Observați că minunea în sine nu mântuiește pe nimeni. Minunea în sine nu aduce neapărat credință. Păi după astfel de minune, cine să mai fie împotriva Domnului? Unii zic, dacă Dumnezeu ar face mai multe minuni, vai cum s-ar pocăi oamenii. Nu-i chiar așa de sigur. Nu-i chiar așa de sigur. Uitați-vă câte minuni a făcut Domnul și câți au rămas în odaia de sus după toate minunile astea. Câți au rămas, câți au rugat în odaia de sus pentru botezul cu Duhul Sfânt? 120. După 3 ani și jumătate de minuni. O minune nu e o garanție că omul se va întoarce la Dumnezeu. Da, Dumnezeu vorbește prin minuni. Dar fără credință, minunea n-are niciun efect asupra omului care o vede. Au fost în continuare împotrivitori. Ioan 20:30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor mai multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Frați și surori, Dumnezeu a făcut minuni prin Hristos pentru ca prin aceste minuni să se confirme, să se dovedească divinitatea Lui, să declare aceste minuni despre El, că El este Fiul lui Dumnezeu. Și au fost multe, sunt multe în Scriptură minuni de genul acesta. Mergem mai departe, altă categorie de minuni. Minuni care au confirmat autenticitatea Evangheliei. Hristos s-a înălțat la cer, ascuns de ochii oamenilor, a rămas Evanghelia în mâna unor oameni simpli. 11 ucenici, că și din 12 unul a fost trădător, 11 ucenici, la care s-au mai adăugat și alții,
cei mai mulți necărturari, nepregătiți, necalificați, să ducă Evanghelia la o lume necredincioasă și la o lume păgână. Ce a făcut Dumnezeu? Cum a intervenit Dumnezeu? A început prin botezul cu Duhul Sfânt și apoi a continuat cu semne și minuni pentru ca oamenilor să li se confirme la început că Evanghelia e autentică, ce predică oamenii. E mesajul lui Dumnezeu, nu-i mesajul lor. Pentru că într-o vreme ca aceea, să se ridice cineva să aducă o altă învățătură, asculta oamenii, dar cine sunteți voi? Ce învățătură e asta? Păi noi avem tradiție, noi avem Vechiul Testament, noi îl avem pe Moise, voi aduceți ceva străin. Oameni buni! Ceea ce vă predicăm noi e mesajul lui Dumnezeu și ca o confirmare, Dumnezeu însoțește acest mesaj cu semne și minuni pentru ca oamenii să creadă mesajul, să primească mesajul. Evrei 2:4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa, slăvit să fie Domnul. Deci au fost minuni care au confirmat autenticitatea Evangheliei și a fost nevoie. Dacă nu era botezul cu Duhul Sfânt, dacă nu era împărțirea darurilor duhovnicești, dacă nu erau semne și minuni, nu știu cât mergea Evanghelia. Au fost nevoie de acestea pentru ca acestea să confirme că Evanghelia este autentică. Altă categorie de minuni. Minuni care au inspirat frica de Domnul. Au fost minuni care au inspirat frica de Domnul. Până azi mă mai întreb, Doamne, de ce ai fost așa de aspru cu Anania și Safira? Până azi mă mai întreb, Doamne, parcă prea aspru ai fost. Caman, câți n-au păcătuit? Câți n-au făcut păcate mai grave? Și i-ai lăsat în pace. Și le-ai dat șansă de pocăință. Și ai așteptat după ei. Doamne, ce s-a întâmplat? Chiar așa? Chiar așa de aspru? Chiar așa de grav? Chiar așa de drastic? Dintr-o dată? Fără nicio șansă? De ce, Doamne, nu a zis Petru, auzi? V-am prins cu mâța în sac. Scuzați-mi expresia. Mă, oameni buni, v-am prins cu mâța în sac. Du-te azi nevasta de mână, mergeți acasă, cercetați-vă, pocăiți-vă și veniți înapoi ca să stăm de vorbă. Așa s-ar proceda acum. Ar fi ceva normal, nu ni s-ar părea că e ceva ieșit din comun. De ce Anania și Safira, la începutul credinței, la începutul bisericii? Acum dați-mi voie să vă întreb. Ați mai auzit să se mai fi întâmplat așa ceva într-o parte sau într-alta? Sau cât de des se întâmplă așa ceva? Sau în câte biserici ați auzit să fi întâmplat așa ceva? Dumnezeu să acționeze așa de aspru. Oare câți ar mai fi în biserică? Ar fi mai mulți sau mai puțini? Câți ar mai fi din cei care sunt? Și câți ar mai veni din afară? Cred că din cei care sunt ar fi mai puțini și ar veni din afară. Dacă Dumnezeu s-ar putea așa de aspru, nu, n-am răspuns la întrebarea asta. Dar, la prima întrebare, de ce Dumnezeu s-a purtat așa de aspru? Pentru ca să inspire frica de Domnul în inima credincioșilor din biserică. Și lucrul acesta este necesar, lucrul acesta este important. Ascultați! Fapte 5:3 și apoi 5:5. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare? Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. Care e rezultatul? De ce a avut loc minunea asta? Ce s-a întâmplat? O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. E natural că a intrat o frică în toți, o frică de Dumnezeu, o frică de păcat.
N-ar fi necesară oare în zilele noastre o astfel de frică? Teamă de Dumnezeu și teamă de păcat. Doamne, nu mă lăsa să merg în direcția aceea. Doamne, nu mă pedepsi. Acum, doar har, doar iertare. Dar oamenii sunt încurajați parcă să păcătuiască și să trăiască cum vor ei, că se poate oricum, că Dumnezeu e bun și milos și iertător, n-are rost, nu are importanță, nothing, nothing, numai vino la Hristos, spune două, trei cuvinte și totul se rezolvă. Cum că Dumnezeu a făcut o astfel de minune? Știți de ce a făcut? Ca să pună frica în inima oamenilor. Știți de ce a vorbit Dumnezeu de pe munte în Exod 20 cu poporul și cu Moise? Tunete și fulgere, un nor de fum, s-o cutremura pământul, s-a cutremurat muntele și tot poporul s-a cutremurat și poporul a venit la Moise și a zis: Moise, să nu mai vină Domnul să vorbească în felul ăsta, nu mai vrem. Du-te tu și vorbești cu el și vii și spune-ne cuvintele lui, că murim, ne îngrozim, ne speriem. Și Dumnezeu îi spune la Moise, spune la popor că în adins am făcut lucrul ăsta. Pentru ca să-i cuprindă frica și să se teamă de rău, ca să se teamă de mine, ca să-mi slujească mie. Ăsta-i voia lui Dumnezeu. Sunt minuni. Sunt minuni și lucrări pe care le face Dumnezeu ca să inspire frică. Eu aș dori ca în inima noastră să fie o frică sfântă, curată, o teamă curată de Domnul. E biblică, e normal, fraților. E normal lucrul ăsta. E adevărat că ar trebui să facem totul din dragoste. Oamenii maturi numai din iubire lucrează, nu din frică. Relația de soț-soție e bazată pe iubire, nu pe frică. Relația între noi și Dumnezeu e bazată pe iubire sinceră, iubirea lui Hristos, iubirea lui Dumnezeu. Le-am înțeles pe toate acestea. Dar nu toți oamenii sunt maturi și oamenii pot să devină nepăsători. Și dacă nu sunt maturi și devin nepăsători, numai frica de Domnul îi ține pe cale. Și mă rog și doresc pentru generația asta să pună Domnul frica de El în inimile noastre. Minuni care inspiră frică de Domnul. Apoi, minuni care a confirmat chemarea la mântuire și a neamurilor. Când a pornit biserica, când a început biserica, evreii au crezut că mântuirea e pentru ei. Evreii au crezut că nu o să se iasă în afară cu Evanghelia. Evanghelia e pentru poporul sfânt, poporul lui Dumnezeu, nu pentru neamuri. Dar Dumnezeu în casa lui Corneliu a turnat din Duhul Sfânt peste cei prezenți acolo. Prima revărsare a Duhului Sfânt peste o familie dintre neamuri. Fapte 11:1. Nu pot să citesc tot pasajul, e versetul 1, versetul 2, versetul 3, versetul 17. Am să parafrazez și am să vă aduc aminte ce s-a întâmplat acolo. Acolo Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, El a luat inițiativa. În timp ce predica Petru, Dumnezeu a luat inițiativa să-i boteze cu Duhul Sfânt. Când Petru cu iudeii au venit la Ierusalim, frații l-au luat la rost și au zis: ce ai căutat în casa oamenilor neteați împrejur? Ce ai căutat, Petre? Și Petru a răspuns: în primul rând mi-a vorbit Dumnezeu printr-o vedenie și mi-a poruncit Dumnezeu să mă duc acolo. În al doilea rând, Dumnezeu a turnat peste ei și a turnat și peste noi. Asta înseamnă că Dumnezeu îi cheamă și pe ei. Și n-am putut să opresc apa ca să fie botezați. Au fost și botezați. Înseamnă că Dumnezeu a deschis ușa. Minunea botezului cu Duhul Sfânt a fost făcută de Dumnezeu ca să convingă biserica de atunci că toate neamurile au acces la mântuire. Slăviți să fie Domnul pentru această minune. Apoi, minuni care reprezintă manifestarea Duhului Sfânt și a darurilor Duhului Sfânt în biserică. Cum am citit în seara asta, altuia puterea să facă minune, altuia prorocia, altuia descoperirea Duhului, duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. 1 Corinteni 12:10. Darurile Duhului Sfânt au fost date în biserică pentru zidirea spirituală,
pentru întărire și pentru apropiere de Dumnezeu. De asta le-a dat Dumnezeu și de asta noi credem. Noi nu spunem că minunile s-au încheiat, darurile s-au încheiat. Nu s-au încheiat. Ele continuă până jăpește Domnul Hristos biserica. Minunile sunt opera lui Dumnezeu, nu sunt sub controlul oamenilor. Nu putem programa noi minuni. Când văd anumite reclame care se fac, veniți mâine seară, că mâine seară se împart minuni aici. Cine vrea minuni, vine mâine seară aici. Ceva nu e regulă. Chiar dacă sună poate bine, sună interesant, minunile nu le facem noi. Nu oamenii fac minuni. Dumnezeu face minuni. El este stăpân. El e Dumnezeu minunilor. Noi ne încredem în El și credem că Dumnezeu face minuni. Dacă Dumnezeu astăzi folosește pe cineva, mâine folosește pe altcineva, chiar vis-a-vis de subiectul acesta, vreau să împărtășesc un gând. Darurile nu sunt așa de mult a unui om când sunt a bisericii. Nu sunt așa de mult a unui om când sunt o manifestare a lui Dumnezeu în biserică. Darurile au fost date bisericii, dar se manifestă prin oameni. Nu oamenii dețin darurile respective. Noi nu suntem proprietari ai darurilor. Darul se manifestă când și cum și unde vrea el. Noi zicem că dacă ar fi oameni care să aibă daruri continue, Dumnezeu a dat daruri bisericii, în biserică Dumnezeu a stabilit când și cum. Și am văzut de-a lungul vieții și din experiență personală, sunt oameni care o perioadă de timp au fost folosiți într-un mod mai special, că atunci a avut loc manifestarea darului, după care n-a mai fost așa, a fost altfel. N-are importanță persoana pe care o folosește Dumnezeu ca să facă o minune. N-are importanță cine s-a rugat, cine a făcut ungerea cu un de lemn, că Dumnezeu face vindecare. Noi îl slăvim pe Dumnezeu și de aceea în cele mai multe cazuri e foarte frumos când se roagă mai mulți. Nu ne trebuie nouă epoleți, că e foarte ușor să ajungi la mândrie și să te încrezi, să zici, mă, mie mi-o dat Domnul. Că dacă te-ai rugat odată și Domnul vindecat și te-ai rugat a doua oară și Domnul vindecat, zici, mă, am darul vindecărilor. Și te gândești că e în buzunarul tău și de acum înainte de câte ori te rogi, Dumnezeu va vindeca și nu e așa. N-a lucrat așa. Și când credem noi că a lucrat așa, jumătate sunt povești și fantezii. Nu e așa de ușor de acceptat în felul acesta, dar accept foarte ușor că Dumnezeu în biserică face minuni. Și azi mă folosește pe mine, mâine folosește un alt frate sau o soră sau mai știu eu. A cui rugăciune ascultă Dumnezeu? Prin cine își manifestă Dumnezeu puterea? Dumnezeu are libertatea asta. El împarte fiecare cum voiește. El decide. Psalmul 136:4. Pe cel ce face minuni mari, căci în veac ține îndurarea lui. Psalmul 86:10. Căci tu ești mare și faci minuni. Numai tu ești Dumnezeu. Mândria ne poate conduce la o erijare a noastră în făcători de minuni. Și asta e un detriment pentru oamenii alții care acuză. Când cineva se laudă, bă, dacă mergi la omul ăla o să vezi minune. Și vine un om care își pune toată credința în omul ăla și nu vede minunea. Și se departe de Dumnezeu. Pune, da, dacă Dumnezeu nu-i, nu așa trebuie să ne apropiem de subiectul acesta. Dumnezeu există, Dumnezeu e stăpân, Dumnezeu își conduce biserica, Dumnezeu își manifestă puterea. Și trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Oamenii sunt oameni, slujitorii sunt slujitori și Dumnezeu are dreptul ca să folosească pe orice copil al lui, pentru orice lucrare, când vrea. Și când stabilește El, El este stăpân. Umilința ne ajută să ne vedem locul și limitele noastre. Noi ne rugăm și credem. Domnul este Cel care lucrează și răspunde. Și eu cred că aproape orice slujitor al lui Dumnezeu, care are ani de slujire, a avut experiențe în care s-a rugat și Dumnezeu a ascultat și a făcut minuni. Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a răspuns.
am această experiență, dar niciodată n-am crezut și nu vreau să cred despre mine că Dumnezeu mi-a dat mie și că eu am. Nu. No. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să vindece astăzi pe cineva, El vindecă astăzi. Ascultă, primește o rugăciune, o cerere. Noi ne facem datoria și ascultăm de Dumnezeu. Și toți slujitorii lui Dumnezeu care au ani de slujire au trăit aceste experiențe. Nu trebuie noi să ne luptăm, noi să facem minuni, pentru că noi nu putem, dar Domnul poate. Și din când în când auzim că Dumnezeu a lucrat. Unii au zis, de ce nu mai face Domnul minuni? Ce vorbiți, fraților? Ce vorbiți? 150 de minuni în 4.000 de ani scrise pe paginile Sfintei Scripturi. Cred că eu personal și mulți dintre dumneavoastră, dacă ne punem să scriem, avem 150 de minuni în 40 de ani, de când ne-am întors la pocăință. Câți dintre noi n-au trăit minuni, n-au văzut minuni? Dar cumva diavolul folosește gândul ăsta, mă, acum nu se mai fac minuni. Poate nu se mai fac minuni cum crezi tu sau cum aștepți tu, dar Dumnezeu lucrează. Și minunile îs minuni tocmai că nu-s ceva normal sau obișnuit. De-aia e o minune. Că nici nu s-ar mai spune minune dacă ar fi ceva normal. Și acum să vă gândiți la lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu ar vindeca pe toți bolnavii, dacă ar face minuni în fiecare zi și toți bolnavii ar fi vindecați, de ce ar muri oamenii? De ce avem noi ideea, gândul ăsta că Dumnezeu trebuie să vindece pe toți, trebuie să asculte fiecare rugăciune și trebuie să rezolve fiecare problemă? Dacă ar fi așa, n-ar fi bolnav, n-ar fi probleme, n-ar fi greutăți și nu ne-ar trebui cerul niciodată. Și n-am suferit niciodată. Când o să suferim? Înainte de naștere n-ai suferit. Adu-ți aminte de o suferință dinainte de a te naște și nu-ți aduci aminte. Și după moarte, noi nu mergem la suferință. După moarte, mergem în prezența Domnului, la bucurie și har. Între naștere și moarte e timpul în care omul să mai sufere. Să-l doară, să fie bolnav, să fie greu, să piardă. Noi vrem să ni se rezolve toate problemele. Noi credem că slujim unui Dumnezeu care toate problemele și noi trebuie să trecem prin apă, din minune, pe calea mântuirii, din minune în minune, din minune în minune. Deși că fiecare zi e o minune, fiecare respirație e o minune, fiecare bătaie a inimii e o minune, fiecare dimineață e o minune, dacă ești în viață e o minune, dacă ești credincios e o minune, iertarea ta e o minune, schimbarea minții și a gândului tău e o minune, faptul că ești în biserică e o minune. Dacă ar fi să vorbim, e o listă mare de minuni pentru care trebuie să-ți deschizi ochii, să vezi. Concluzie, credem că Dumnezeu face minuni? Yes! Credem că Dumnezeu a dat în biserică și a lăsat daruri care se manifestă în biserică în zilele noastre, când vrea El și cum vrea El. Noi îl slăvim pe Dumnezeu și sunt multe mărturii care declară lucrul acesta. Rămânem la această credință, nu vrem să acceptăm ideea că minunile s-au terminat, că darurile Duhului Sfânt au sistat. Nu, dimpotrivă, Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu va lucra în biserica lui Hristos până vine El.